Am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat un pahar și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta sau beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta sau beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. La fiecare cină ne adunăm să vestim ceva. Să vestim moartea Domnului. Dar aș vrea să vă pun o întrebare. Practic, pe ce avem ochii pironiți? Ce vestim? Ce ne preocupă? De obicei, când stăm la cina Domnului, ne gândim la noi, la beneficiile pe care El ni le-a adus prin moartea și învierea Sa, și într-un fel avem dreptate, pentru că textul are acolo o expresie: acesta este trupul meu, spune Domnul Iisus, care se frânge pentru voi. Dacă noi n-am avea niciun beneficiu în urma morții Lui, n-am comemora moartea Lui. Dar cred că ar mai trebui să ne punem o întrebare, și în anul acesta, la cina Domnului, am încercat să ridicăm ochii de pe glie, de pe țărână, de pe noi, de pe tot ce am putea câștiga în urma morții Domnului, și să privim la Tatăl. Eu cred că Fiul a venit mai întâi de dragul Tatălui, nu de dragul nostru. A venit să-L mântuiască mai întâi pe Tatăl, ca să ne poată mântui pe noi. Poate că sună puțin ciudat aceste cuvinte, dar nu uitați, și vom citi textul din Romani, El trebuie să rămână neprihănit sau drept când este judecat. Și de aceea, de câteva luni încoace, am avut între timp și o pauză, au fost Paștele peste noi și ne-am bucurat de lucrul acesta. Încercăm să înțelegem ce a făcut Domnul Iisus Hristos prin jertfa Lui de pe cruce, pe care noi o comemorăm, pentru Tatăl. Pentru Tatăl. Dați-mi voie, pentru că au trecut vreo două luni de zile de când am întrerupt seria, să fac o scurtă recapitulare. În primul rând, El a ratificat noul legământ, noul testament. Ce înseamnă lucrul acesta? Prin moartea Lui, Domnul Iisus a contrasemnat un testament sau un legământ pe care l-a făcut Tatăl. Ascultați ce spune autorul Evreilor în capitolul 10, versetul 16. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc și moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu are putere decât după moarte. Nu are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. Ori noul legământ este făcut de Tatăl, anunțat prin Ieremia, în capitolul 31, versetele 31 la 34. Suntem în momentul în care Dumnezeu este gata să rupă legământul și cu Iuda. Legământul cu Israel este rupt deja de 100 de ani, de un secol. Și acum urma să rupă legământul cu Iuda, să-i trimeată în robia babiloniană. Și Dumnezeu anunță un nou legământ, un nou legământ cu casa lui Iacov. Dacă Dumnezeu a anunțat, dacă Dumnezeu a făcut legământul, Dumnezeu trebuia să moară ca să împlinească Scriptura. Altfel, legământul acesta, indiferent ce ar conține el pentru noi, și Scriptura spune lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la mintea omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi. Dar ce folos să ai promisiuni dacă nu poți intra în posesia acelor promisiuni? Nu uitați, Biblia spune, cel care a făcut testamentul sau legământul trebuie să-l semneze cu propriul său sânge. Câte vreme trăiește testamentarul, testamentul nu are nicio valoare. Implicațiile acestui lucru sunt uriașe, dragii mei, într-o lume în care Domnul Iisus Hristos este contestat pe toate planurile. Dacă Domnul Iisus nu este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, moartea Lui nu are absolut nicio valoare în ratificarea noului legământ. Cu alte cuvinte, noi putem avea promisiuni, dar nu vom ajunge niciodată la împlinirea lor. Este primul mare adevăr pe care ar trebui să-l cântărim în sufletele noastre. Dacă Domnul Iisus nu este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, moartea Lui
nu putea ratifica legământul. Cu alte cuvinte, el n-are dreptate când spune acesta este legământul cel nou în sângele meu, pentru că el n-avea nimic cu acest legământ. Dar pentru că atunci când Filip îl întreabă, arată-ne-l pe tatăl și ne va fi de ajuns, Domnul Iisus răspunde, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tatăl. Dragii mei, el și tatăl una sunt. Iar Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19, spune Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine și ne ținându-le în seamă, în socoteală, păcatele lor. Primul mare adevăr, de dragul Tatălui și pentru Tatăl, a venit să moară ca Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, ca să poată ratifica legământul. Al doilea lucru despre care am vorbit este puterea sângelui Domnului Iisus Hristos, care nu se compară cu sângele taurilor și avițeilor, indiferent în cât de mare număr a fost sacrificate, jertfite în perioada Vechiului Testament. Dragii mei, nici unul din aceștia și nici marii preoți ai vremii respective n-au avut acces în cortul ceresc, în templul ceresc, ca să împlinească prefigurările din cele 16 secole de religie. Priviți o clipă cu mine imaginea cortului întâlnirii. Odată pe an, marele preot intra în Sfânta Sfintelor, dincolo de perdea, cu sânge care nu era a lui, cu sânge de taur și de țapi. Era doar o prefigurare ca să aducă aminte poporului în fiecare an de păcatele lor. Cu alte cuvinte, tot ritualul vechi testamental n-a putut rezolva problema din perspectiva lui Dumnezeu și din dreptul lui Dumnezeu. În imaginea următoare am făcut un semn lângă toate obiectele care erau atinse de sânge de-a lungul unui an ispășitor. Dragii mei, prin sânge păcatul era luat de pe închinător și ajungea în magazia de păcate, care era casa lui Dumnezeu, cortul lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu. Noi eram descărcați, plecam acasă, iertați ca subiecți, dar Dumnezeu era și rămânea încărcat cu păcatele respective. Și trebuia să vină o vreme când problema aceasta trebuia rezolvată nu în lumea umbrelor, ci în realitatea cerească. Priviți-l pe țapul pentru Azazel, încărcat cu păcatele Dunan, păcatele mărturisite ale poporului, ducându-le într-un loc din care să nu se poate întoarce, în domeniile lui Azazel. Hristos a murit ca să curățe templul ceresc, nu templul pământesc. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar fi mare preot, spune Scriptura. Aici sunt mari preoți care în lumea umbrelor vorbesc despre ceea ce trebuia să se împlinească în realitatea cerească. Cum a făcut-o Domnul Iisus? În imaginea dinaintea noastră aveți și pământul și cerul. Când Moise a făcut cortul întâlnirii, el a văzut o realitate pe care Dumnezeu i-a arătat-o pe munte. Și el a făcut o replică a celor realități în spațiul nostru pământesc. Acesta este cortul întâlnirii care a călătorit cu ei prin pustie și care pe urmă a devenit templul lui Solomon pe vremea lui. Priviți imaginea și am să citesc două versete din Evrei 9, 23 și 24. Deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri, este vorba de cortul de jos, cortul de pe pământ, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, odată pe an, marele preot intra cu sânge și aduna toate păcatele și le punea pe țapul pentru Azazel, trebuia ca însăși lucrurile cerești, urcați vă rog în ceruri, în adevăratul cort, care nu-i făcută de mână omenească, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Așa cum marele preot se înfățișa pentru popor înaintea lui Dumnezeu, așa Domnul Iisus Hristos, marele preot, după rânduiala lui Melisedec, s-a înfățișat pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Dar el a trebuit să facă tot ce a făcut marele preot în această metaforă care este cortul întâlnirii, de data aceasta în adevăratul cort, în prezența lui Dumnezeu. Și cu asta dați-mi voie să fac un pas mai înainte la adevărul din seara aceasta. Deci prin moartea lui, Domnul Iisus a ratificat noul legământ,
ca Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, a șters păcatele, a curățat templul ceresc ca Tatăl să poată ridica capul într-un fel. Dar care fusese problema? Dragii mei, problema a fost că un Dumnezeu drept nu putea trece păcatul cu vederea. Și asta l-a încărcat pe Dumnezeu cu vinovăție. Ascultați ce spune un ghicitor păgând despre Dumnezeul lui Israel. Numeri, capitolul 23, versetul 19. Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, ce a promis, oare nu va împlini? Dar ce a promis Dumnezeu? Trebuie să mă întorc înapoi la primele pagini din Genesa. În capitolul 2, versetul 15, Domnul Dumnezeu a luat pe om, l-a așezat în grădina Edenului ca să lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Și ascultați cuvintele lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu, zicem noi, drept, care nu minte, care împlinește ce a spus. În ziua în care vei mânca din el, în ziua, și dacă până aici ai citit Genesa, a fost o seară și o dimineață și asta a fost ziua întâia. Și a fost o altă seară și o altă dimineață și a fost ziua a doua. Nu pot stâlci sensul cuvântului, este o zi. În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Știți istoria. Omul a întins mâna, a luat fructul oprit, dar Dumnezeu n-a împlinit ceea ce a promis. Un Dumnezeu drept care nu împlinește ce promite, se face vinovat. Și a călcat propria lui dreptate. În Genesa capitolul 3, citim istoria mai departe. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Acum s-au mai îndulcit puțin lucrurile, pentru că cel puțin avem izul unei jertfe. A trebuit să jertfească niște animale ca să le ia pielea, să croiască haine pentru Adam și Eva. Dar el n-a spus animalelor, în ziua în care Adam va păcătui, voi veți muri, ci a spus lui Adam, în ziua în care tu vei păcătui, tu vei muri. Și asta, spunem noi, este un Dumnezeu drept. Versetul 22. Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinei Eden a pus niște heruvim ca să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Dragii mei, răsfoiți istoria. Așa au trecut milenii în care Dumnezeu, în loc să împlinească ce a zis, a trecut păcatul cu vederea. A trecut păcatul cu vederea. Ori noi spunem, un Dumnezeu drept nu poate face așa ceva. Din moment ce El a zis, plata păcatului este moartea, un Dumnezeu drept trebuie să împlinească ceea ce a zis. Trecerea păcatului cu vederea a aruncat pe obrazul lui Dumnezeu o pată, un mare semn de întrebare, un mare semn de întrebare. Ce se întâmplă cu dreptatea lui Dumnezeu? Lăsați-mi voie să vă duc într-o altă direcție, este cazul lui Iov. Așa începe cartea Iov. Era în țara Uț un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană, curat la suflet, se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete, avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază dintre toți locuitorii răsăritului. Fiii lui se duceau unii la alții și dădeau pe rând câte un ospăț și chemau și pe cele 3 surori ale lor ca să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zile de ospăț, Iov chema pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare dintre ei câte o ardere de tot. Că zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și
au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Autorul ne lasă și urcă în sferele cerești și continuă narațiunea. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi și s-au adunat, s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Și Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Poate citiți și dumneavoastră ce citesc eu, doar sunt moșiile mele, mi le-a vândut Adam, eu sunt Dumnezeul viacului acestuia, vin de la o plimbare pe pământ pe care am făcut-o, am cutreierat pământul. Ascultați-l pe Dumnezeu, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el, este un om fără prihană, curat la suflet, se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satana a răspuns, oare degeaba se teme Iov de Domnul? Nu l-ai ocrotit tu pe el și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrarea mâinilor lui și turmele lui acopăr țara. Versetul 11. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Nu uitați, fiul lui Dumnezeu auzeau discuția. Și cred că Satana a vorbit ca să-l audă toată lumea, toți cei de acolo. De fapt, ce spune Satana? Doamne, îl văd pe Iov aducând jertfă în fiecare dimineață după câte un ospăț, dar păcatul nu cumva este împotriva ta? Doar sângele taurilor și vițeilor nu pot rezolva problema? Pe lângă faptul că îi treci cu vederea păcatele, l-ai și cumpărat. Îți spun, uite aici să ne audă toți, nimeni nu te slujește de bunăvoie și dezinteresat decât dacă îi dai fii, fiice, succes și așa mai departe. Dragii mei, Satana continuă, ia atinge-te tot ce are și sunt convins că te va blestema în față. Dumnezeu a trebuit să deschidă mâna, să dea drumul lui Iov în mâinile lui Satan. Vă las pe dumneavoastră să citiți istoria mai departe și vă mut într-un alt colț de istorie, în cartea Daniel. Este mai mare la curtea mezilor și a perșilor, vede cum curg profețiile, vede că s-au împlinit cei 70 de ani de robie și că nu se întâmplă nimic și începe să se roage în capitolul 9. Pe când vorbeam eu, spune versetul 21, încă în rugăciunea mea a venit repede în zbor iute omul Gavril pe care îl văzusem și mai înainte într-o vedenie. Și m-a atins în clipa în care se aducea jertfa de seară. El m-a învățat și a zis, Daniele, am venit să-ți luminez mintea. Când ai început să te rogi, a ieșit cuvântul și eu am venit să ți-l vestesc. Căci tu ești prea iubit și scump. Ia aminte, dar, la cuvintele acestea și înțelege vedenia. Ascultați versetul 24. 70 de heptade, 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății cele sfinte. Dar uitați-vă ce aștepta cerul să se întâmple după cele 70 de câte 7. Pentru încetarea fără de legilor, pentru ispășirea păcatelor, pentru ispășirea nelegiuirii, pentru aducerea neprihănirii veșnice, pentru pecetluirea vedeniei și prorociei, pentru ungerea Sfântului Sfinților. Interesant, în Daniel, Dumnezeu este numit cel îmbătrânit de zile. Cu siguranță este o metaforă, Dumnezeu este Duh și n-are zile și nu îmbătrânește, El este, dar eu cred că înțeleg metafora aceasta privind la mileniile care au trecut peste El, așteptând ca dreptatea Lui să fie apărată și dovedită. Pentru că El trecuse cu vederea păcatele în vremea îndelungei Lui răbdări. Observați ce arde pe inima Tatălui până la ispășirea păcatelor, ispășirea nelegiuirii, încetarea fără de legilor. Lucrurile acestea trebuiau rezolvate pentru el. Dreptatea lui Dumnezeu trebuia apărată și trebuia dovedită înaintea cerului și înaintea pământului. În Roman, capitolul 3, versetul 4, este un text interesant, care nu ne vizează pe noi, îl vizează pe Dumnezeu. Și Pavel vine și spune, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie mincinoși, găsiți mincinoși, după cum este scris. Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale
și să ești biruitor când vei fi judecat. Cine să-L judece pe Dumnezeu? Dragii mei, universul întreg. Un Dumnezeu drept poate sta în fața oricui. N-are nimic de ascuns. Nu trebuie să măture nimic sub covor. Să ești neprihănit când vei fi judecat. Asta a venit Domnul Iisus Hristos să facă pentru Tatăl. A venit, dragii mei, să apere dreptatea Lui, să dovedească dreptatea Lui. Și de aceea, Pavel, după ce colindă planeta noastră și dovedește pe toți oamenii vinovați, el poate continua în capitolul 3, versetul 21 din Romani. Dar acum s-a arătat o neprihănire, o dreptate pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume dreptatea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți drepți, fără plată, prin harul și prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El, pe Fiul Său, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte ca să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate dreptatea Lui, să-și dovedească dreptatea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate dreptatea lui în așa fel încât să fie drept și totuși să socotească drepți pe cei care cred în Domnul Iisus Hristos. Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte. Mai dinainte de ce? Sau mai dinainte de când? L-aș duce la ultima carte din Biblie, capitolul 5, primele 3 versete. Apoi am văzut în mâna dreaptă celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să ia cartea, să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni. Fiți vă rog atenți. S-a căutat peste tot. Nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea și să se uite în ea. Și versetul 4 continuă: și am plâns mult pentru că nu fusese găsit nimeni vrednic să deschidă cartea, să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat. Părea junghiat pentru că fusese junghiat sau părea junghiat pentru că era pregătit pentru junghiere. Părea junghiat și avea 7 coarne, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. Dragii mei, există texte în Biblie care sunt greu de priceput și unul dintre ele este Apocalipsa, capitolul 13, versetul 8. Când fiarele se năpustesc împotriva credincioșilor, textul spune: și toți locuitorii pământului i se vor închina. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Dați-mi voie să traduc textul puțin altfel, care cred că e o traducere corectă. Toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris în cartea vieții mielului care a fost junghiat înainte de întemeierea lumii. Cu alte cuvinte, lucrarea Fiului trebuia să fie o lucrare terminată înainte de întemeierea lumii. Și de aceea, în Efeseni, capitolul 1, versetul 4, în El, în Hristos, în jertfa Lui și în învierea Lui, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a înfiat, ne-a răscumpărat, ne-a iertat, ca să ne poată pecetlui cu Duhul Sfânt în urma înfierii. Iar Petru spune în capitolul 1, versetul 19: nu cu aur sau argint ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mierul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut înainte de întemeierea lumii ca miel, fără cusur și fără prihană, și a fost arătat la sfârșitul viacurilor pentru noi.
acum încep să mă luminez. Substituția din Eden a lui Adam și Evei cu niște biete animale n-a fost gratuită. Pentru că în spatele lor stătea mielul care aștepta junghieria. Dar aștepta junghieria, dragii mei, în primul rând să apere și să dovedească dreptatea Tatălui și abia apoi să rezolve păcatele noastre. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare, ca să se îndure de toți, spune Pavel în Romani 1:32. Cum? Să se îndure Dumnezeu de noi toți într-o jertfă dată acum 2000 de ani, pregătită în veșnicia trecută. Dragii mei, Dumnezeu în tot știința Lui ne-a legat pe toți de Adam. Toți suntem legați de El. Știți de ce? Ca să ne poate lega pe toți de al doilea Adam. În Romani, capitolul 5, versetul 18, Pavel scrie romanilor: astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Nici nu mă mir că Pavel termină partea teologică cu această doxologie. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui! În adevăr, cine a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului. Dragii mei, este un moment de introspecție, un moment în care pot privi la felul în care înțeleg și privesc cina Domnului. Știți care e constatarea în dreptul meu? De cele mai multe ori, it's for me. De cele mai multe ori, este pentru mine. Pentru mine. Cum ar fi să ne gândim așa? Dacă n-ar fi fost mai întâi pentru Tatăl, n-aș avea nici eu absolut nimic. Dacă dreptatea lui Dumnezeu n-ar fi fost apărată, dovedită, eu n-am ce căuta în prezența Lui. Ce vestim de fapt la cina Domnului? De obicei, ce-a făcut El pentru noi. Cum ar fi ca cel puțin în următoarele luni să facem efortul să uităm de noi și să ne uităm la Tatăl și să ne întrebăm ce-a făcut Domnul Iisus Hristos pentru Tatăl? Istoria se termină cu o nuntă. Nunțile, în general, sunt pe față. Cu alte cuvinte, nimeni nu-și deghizează mireasa să se ascundă de toți ochii, ci în sărbătoare, înaintea tuturor, își conduce mireasa la altar și o ia în brațe și o trece pragul. Poate să zică cine ce vrea. Și de obicei, cei care cunună mai pun câte o întrebare. Are cineva ceva împotrivă să vorbească acum sau să tacă pentru veșnicie? Dragii mei, cred că Tatăl va rosti aceleași cuvinte. Când ne vom pregăti de nunte, când va începe nunta mielului și noi suntem mireasa Lui, El se va opri și va striga. Are cineva ceva împotrivă să vorbească acum? Dacă dreptatea lui Dumnezeu n-ar fi fost apărată, nunta ar fi pe ascuns, nu pe față. Dar slăvit să fie El că mă primește pe poarta principală, pe covorul roșu, în văzul întregului cer și a întregului iad. Pentru că Domnul Iisus Hristos mai întâi a făcut tot ce a făcut pentru Tatăl ca să pot beneficia și eu. A ratificat noul legământ, fiind Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat.
a curățit templul ceresc și a șters păcatele dinaintea lui Dumnezeu și a apărat și a dovedit dreptatea lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu mă poate socoti drept în timp ce El rămâne drept. Ce mare har! Amin.